Practic, un copil cu astm nu are contraindicație de efort. Există un as special care este non-alergic și care se numește ast de efort, care se pune în evidență printr-o testare specială, de uh, testare la efort. În mod normal, recomand părinților să nu-și scutească copiii de activitate sportivă, să-i lase să fie. Uh, sportul dezvoltă minunat uh, corpul uman, mintea. Suntem cu atât mai relaxați în momentul în care accesăm activitățile sportive. Recomand părinților, în schimb, să evite sările în care avem o încărcătură mare de praf. Iar dacă doresc să practice notul, nu există o contraindicație. Doar dacă bazinele sunt hiperclorinate și există uh, o senzație de respirație greoaie datorită încărcăturii mari cu clor, uh, să evite poate pe o perioadă mai scurtă sau uh, poate este o perioadă foarte aproape de clorinarea bazinului. Uh, în bazinele deschise nu este absolut nicio problemă. Orice sport poate fi practicat cu succes, dansurile, tenisul, orice sport îi vine copilului bine. Sunt pacienți asmatici care uneori resimt o anumită genă, o anumită stare de constricție în anotimpurile reci, atunci când ar trebui să practice un sport cu expunerea mai mare la frig. Aici trebuie un pic de atenție și gestionat corect episodul respectiv.